rugat și pentru dragostea Lui. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră care ați ales ca în această zi de sărbătoare să fiți aici, în casa Lui Dumnezeu. De asemenea, salutăm și pe toți cei care n-au putut să vină în locul acesta, dar ne urmăresc și sunt împreună cu noi prin canalul Bisericii. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și lumina care ne-a luminat viața și mintea, să o ducem mai departe în această lume pentru o viață sfântă și curată așa cum vrea Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Am fost împreună în această săptămână pe urmele vieții Domnului Iisus Hristos din ultima săptămână, săptămâna mare, săptămâna patimilor. L-am urmat pas cu pas, privind relatările evanghelistului Matei. Deci vom continua să facem lucrul acesta și în dimineața aceasta și vă rog și vă invit să deschideți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Matei, la capitolul 28. Vom citi versetele de la 1 la 10 și partea finală de la 18 la 20. Mai apoi vom mai citi încă un text din 1 Corinteni 15. Te rog frumos, Sebi, citești tu aceste texte. De la 1 la 10. Matei 28, de la 1 la 10 și finalul de la 18 la 20. Ok. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și celelalte Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgen și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Și de la 18 la 20, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Vă rog, mai deschideți și în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, vom citi partea finală, începând cu versetul 54 până la 57. Deschideți, vă rog. Mai poți să zic 1 Corinteni? 15, 54 până la 57. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va întâmpla cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că ostenirea voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin, mulțumesc, Sevi. Vreau să vedem în prima parte din acest mesaj ce ne-a dat Domnul Iisus Hristos prin faptul că El a înviat, sau care sunt beneficiile pe care le avem, că El este viu, s-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Sunt foarte multe, vom specifica doar câteva dintre ele. Primele trei: învierea Domnului Iisus Hristos
validează ce Domnul Iisus a pretins că este, și anume Fiul lui Dumnezeu. Cel de-al doilea este faptul că învierea Domnului Iisus Hristos dovedește caracterul său divin și fără de păcat. Iar al treilea lucru ne adeverește faptul că prorociile făcute înainte cu sute de ani în Vechiul Testament s-au adeverit cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Așadar, pe lângă zilele acestea libere pe care le-am căpătat cei care lucrează de la servici sau de la școală, pentru că este vacanță, pe lângă pregătirea pe care am avut-o pentru a sărbători învierea Domnului Iisus Hristos, lângă toate aceste beneficii materiale pe care le avem în zilele acestea de sărbătoare, sunt multe beneficii de importanță mult mai mare, deoarece ele sunt binecuvântări spirituale pe care noi, credincioșii, le-am primit prin învierea Domnului Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, am citit deja în versetele de la 3 la 8. Aș vrea să mai citim și paragraful acesta. Apoi voi mai specifica și altele, să vedem. Așa cum am spus, aceste trei beneficii pe care le avem cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Te rog, Sebi, de la 3 la 8. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpi, mi s-a arătat și mie. Ca unei stârpitori, mi s-a arătat și mie. Amin. Amin, mulțumesc. Așadar, preoții cei mai de seamă, bătrânii, liderii religioși, conducătorii iudeilor, au făcut planul acesta, au complotat în a-L omorî pe Domnul Iisus Hristos, au gândit la detalii. Prima dată au vrut și s-au gândit să-L acuze de blasfemie, pentru că El s-a făcut Fiul lui Dumnezeu și au zis, bun, blasfemie, condamnare la moarte, conform legii iudaice. Dar nu a funcționat, pentru că ei erau sub autoritate romană, iar romanii nu condamnau la moarte pentru blasfemie. Și atunci au mers mai departe cu planul și au zis, haideți să-L acuzăm și să spunem că s-a făcut împărat. Și astfel și-a adunat oameni care să comploteze împotriva conducerii. Și tot așa, foarte multe detalii, s-au gândit chiar și după moarte. Hai să punem o piatră, hai să punem o strajă. Să nu cumva nici cum să apară vreun rost. Scurgere de detalii și în așa fel încât ucenicii să vină, să comploteze și să ia trupul și să zică că Domnul Iisus Hristos a înviat. Dar toate aceste detalii au picat rând pe rând, pentru că Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că avea acest caracter divin și putere, El a reușit ceea ce nu se mai văzuse până atunci. Mai fuseseră oameni înviați, chiar înainte Domnul Iisus Hristos făcuseră aceste minuni cu Lazar și încă două, și sunt menționate 7 în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nimeni, până în momentul acela, nu reușise să se învie pe sine însuși. Și lucrul acesta dovedește faptul că doar Domnul Iisus Hristos putea să facă acesta, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu chiar de la nașterea sa. Vă aduceți aminte? Îngerul, în
În Luca la 1 cu 35, când se arată Fecioarei Maria, el îi spune că tu vei rămâne însărcinată, vei fi umplită de la Duhul Sfânt și vei naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și mai apoi, născându-se și desfășurându-și activitatea, Domnul Iisus Hristos mergea deseori la templu, propovăduia cuvântul și într-una din situații, în Matei capitolul 8, la 29, acolo în templu, un om care era chinuit de duhuri rele era recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă, el era în templu, acolo unde se desfășura activități religioase. Acolo unde erau preoții și cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii, fariseii. Și interpretau legea lui Dumnezeu. Dar când Domnul Iisus Hristos a apărut în locul acela, dragi, au simțit putere. Și au zis, ce ne chinui pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Hristoase. Ei l-au recunoscut. Și au declarat despre Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Iar în 1 Petru, la capitolul 2, începând cu versetul 22, ni se spune că el n-avea păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug și răutate. Și de aceea el a murit pentru noi și pentru păcatele noastre și ne-a dat iertare. Sunt atâtea beneficii pe care le avem prin moartea Domnului Iisus Hristos. Ne-a dat iertarea de păcate și nu așa cum o facem noi, uneori, când iertăm pe alții care ne-au greșit, dar rămânând cu resentimente față de acea persoană. Domnul Iisus Hristos spune că ne-a iertat tot trecutul nostru păcătos. Atunci când venim la El și recunoaștem starea noastră de păcat, El ne iartă, dar El uită greșelile noastre și păcatele noastre, tot trecutul nostru. Caracterul său a fost divin și Domnul Iisus Hristos a arătat tuturor. Oamenii au fost ucenicii și alți martori oculari care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, că El este viu, că El este înviat, dar au văzut și caracterul său divin manifestându-se printre oameni. Deseori, noaptea petrecea în rugăciune pe munte sau se retrăgea în anumite locuri sau dis de dimineață și apoi își începea ziua printre oameni, învățându-i ceea ce el trăia. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, spune Domnul Iisus Hristos. Și faceți bine chiar și vrăjmașilor voștri, chiar și celor ce vă fac răul. Era ceva diferit pentru ei, pentru oameni, prin felul în care Domnul Iisus Hristos se purta. Pentru că El și în El era dragostea desăvârșită, era bunătate, milă și iertare. Și Domnul Iisus Hristos și-a ales ucenicii, pe cei 12, ca să învețe, ca să vadă caracterul acesta divin. Pentru că exact la moarte, când Domnul Iisus Hristos era condamnat și răstignit, se împlinea ceea ce El le spusese. Ceea ce fusese prorocit cu peste 1000 de ani înainte, prin David, în Psalmul 22, sau în Psalmul 16 cu 10, unde spune că trupul Domnului Iisus Hristos nu va vedea putrezirea, era prorocit prin Isaia, că El se va naște ca Fiul lui Dumnezeu pe pământ, în Isaia 9, în versetele 6 și 7, dar suferințele și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a fost în detaliu prorocită cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos de prorocul Isaia, în Isaia la capitolul 53. Toate aceste lucruri s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos și mai mult decât atât, stilul lui de viață, caracterul lui divin
pe care îl făcea cunoscut oamenilor era acesta. Absorbiți răul în voi. Tot răul, toate nedreptățile. Toată mizeria aceasta umană. Absorbiți-o în voi. Noi oamenii, în general, suntem ca buretele acela care absoarbe, se îmbibă, dar la un moment dat împroașcă toată apa aceea ce acumulează. Și așa suntem noi. Adunăm greșeli, jiniri, nedreptăți care ne le fac alții, dar când se strânge paharul, când se umple buretele, îl împroșcăm. Și cu mult mai multă răutate decât am primit. De 3 sau 4 ori mai mult, dacă se poate, și mai mult. Dar Domnul Iisus a spus, nu așa. Și le-a arătat ucenicilor, nu așa. Nu mai perpetuați răul din lumea aceasta, ci absorbiți-l în voi, ca o sugativă. Și el a luat, când era acolo pe cruce răstinit, păcatele mele și păcatele întregii omeniri și le-a absorbit în sine și le-a urcat și le-a aruncat în marea uitării. Tocmai ca să nu se mai perpetueze răul și răutatea. Însă, el învăța pe ucenici și pe apostoli și le spunea că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dragi ascultători, iubiți prieteni, frați și surori, principiul acesta este încă valabil. De când lumea a fost și până când va mai fi, rămâne valabil acest principiu. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Astăzi, societatea în care o trăim s-a degradat. Și răutatea este la culme. Păcatul este la culme. Și oamenii se fălesc și se mândresc cu păcatele. Păcatul se legiferează și prinde putere prin legi care se dau atât în țara noastră cât și în toată Europa și în toată lumea. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că trebuie să recunoaștem, este ceea ce am semănat. Și nu putem să ne excludem. Indiferent că ne numim creștini după Evanghelie sau baptiști sau ortodoxi sau catolici sau luterani sau oastea Domnului, toți suntem vinovați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, eu am venit să aduc dragoste, bunătate, milă și iertare. Și voi să trăiți după caracterul meu, să vă însușiți aceste adevăruri și să le puneți în practică în viața de zi cu zi și să trăiți. Și când atunci, când oamenii vă dau răutate, voi să iertați și să arătați dragoste. Dar câți dintre noi mai facem lucrul acesta? Învierea Domnului Iisus Hristos ne arată caracterul său divin și fără de păcat. Ne arată și ne dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu. Și ne dovedește că tot ceea ce a spus s-a împlinit și se împlinește. Și El a spus lucrul acesta, că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Datorită faptului că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără dragoste firească, fără evlavie. Doar cu o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos este viu. Și El vrea să-și desăvârșească pe copiii Lui. Dacă ești un copil al Lui Hristos, dacă L-ai primit în inima ta, ca Domn și Mântuitor, El vrea ca toate virtuțile și caracterul Său divin să se manifeste în tine și în mine. Și aceasta înseamnă dragoste, bunătate, milă, iertare. Dumnezeu să ne ajute. În vremurile acestea grele, noi, copiii Lui, să ne însușim caracterul și să trăim conform voii Lui. Amin.
Vom continua să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Domnul prin alte cântări.